Să fie într-un ceas bun, să vă meargă bine și să aveți turiști de calitate. Casa contează. Bine v-am găsit. Dar nu găsiți un băiat. Să fie într-un ceas bun, să vă meargă bine. Bine, foarte bine și să aveți să vă găsim de fiecare dată sănătoși. Turiști buni și... Foarte activ, Mitică Bezem. Dați-mi voie să vă spun bine ați venit și mă bucur că sunteți așa de mulți la pensiunea noastră. Șemaria, amplasată la marginea pădurii Tarcău, este o oază de liniște și relaxare. Locul ideal pentru a-ți încărca bateriile beneficiază de multiple facilități. Este o altfel de pensiune pentru că proprietara venită din Iași, într-o conjunctură care ea consideră că este de la cel de sus. Probabil un destin m-a adus pe aceste meleaguri și m-a sprijinit tot acel destin să-mi duc la bun sfârșit un program, un gând, un proiect. Se vede o perlă a Neamțului. Ori Iași, ori Neamț, ori București, ori Bistrița, ori Cluj, este România. Mulțumesc prietenilor mei, mulțumesc copilului meu, doamne, dar așa. Mulțumesc că existăm. Nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni. Tot ce am făcut aici, am făcut pentru pământ. Nimic nu e nostru. Lăsăm viitorul să zâmbească pentru ce au făcut urmașilor. A început o investiție, a adăugat, în trei etape s-au făcut această investiție și apoi a început să adune facilități acestei investiții care să asigure confortul turiștilor, să asigure și acea latură experimentală a turismului rural. Nu numai masă și casă, cât și un teren de tenis, un barbecue, niște biciclete cu care să poată plimba lumea pe traseele turistice din zonă care sunt deosebite și loc de joacă pentru copii și multe, multe alte facilități. De câte camere dispune pensiunea? Inițial au dispus de 6 camere care au fost și clasificate. Acum suntem în etapa de clasificare a încă 12 camere. Deci 18 camere duble cu pat matrimonial și unele care au permis să s-au mai băgat câte un pat suplimentar pentru copii. Vrem să promovăm zona turistică a Valea Tarcăului ca o destinație turistică. Asta comportă niște lucruri pe care trebuie să le facem, să le promovăm, să folosim ocazia de acestea în care vin specialiști să promoveze pensiunea noastră și să organizăm evenimente care să atragă turiștii. Nu neapărat să organizăm pensiunea ca atare. Trebuie să avem o colaborare cu comunitatea locală, cu celelalte pensiuni, ca să putem realiza niște evenimente. Și am punctat noi câteva evenimente la care ne gândim să le facem. Acea reeditare a unei eveniment din 1929, Sădirea Pomilor, care vrem să devină o serbare câmpenească anuală. Niște festivaluri, niște evenimente care să atragă turiștii. Să putem folosi facilitățile locale, sanie cu cai, căruțe pentru cei care vor să facă trasee. Avem acum cumpărat un microbus de 10 locuri pe care putem duce turiștii, să spunem, până la Bicaz, acolo să facă o plimbare cu vaporașul pe Bicaz. Ne gândim la toate posibilitățile ca lumea să nu se plictisească la noi. Cred că în momentul ăsta vorbim despre o stagnare
întrucât turismul din România nu prea are viață decât un turism de weekend. Din păcate, trebuie să recunoaștem realitatea. Cred că locații de genul acesta vor fi îmbietoare și vor atrage de fiecare dată, așa cum am spus în alocuțiunea mea, oameni care să nu mai facă acel turism, pentru că noi nu suntem departe nici de orașul Piatra Neamț, nici de zona Moldovei, cea păstorită și renumită de acele mănăstiri, și să-i așteptăm pe cei care își doresc să vină pe Valea Tarcăului, că cu siguranță nu vor regreta. Județul Neamț, Ținutul Neamțului, are foarte multe atracții, în afară de faptul că zona este înzestrată și sunt diverse forme de relief. Avem muntele Ceahlău, singurul munte cu hram, cheile Bicazului, lacul Bicaz. Sunt multe trasee, în afară de aceasta sunt multe obiective, multe mănăstiri, Agapia, Văratex sunt cele mai cunoscute și Mănăstirea Neamț. Șemarie este un tip de cazare diferit de cel care îl știm de obicei în pensiuni de predomină stilul rustic, dar se încadrează în ideea că este o ofertă personalizată, este confort, iar partea gastronomică este specifică zonei, adică nu servim niște mâncăruri internaționale. De asemenea, la Șemarie putem să practicăm multe activități, plimbări pe biciclete. Iar pentru cei care își doresc să descopere frumusețea zonei, le sunt oferite biciclete și recomandări pentru trasee turistice. Drumeții, deci pentru a cunoaște natura și împrejurimile locației. Pentru un turist care vine să se recreze și să se relaxeze în pensiunea Șemarie, mai ales că are și piscină cu apă încălzită, mai nouă, așa am aflat de la cei care sunt aici proprietari. Piscină interioară încălzită, jacuzzi, saună, sală de fitness, teren de tenis, precum și un loc de joacă special amenajat pentru copii. Pot face drumeții în zona sau pe muntele Tarcăului. De asemenea, la o aruncătură de băs, cum spunem noi, poate să viziteze rezervația de zimbri Dragoș Vodă, la 40 de minute de mers, aproximativ, și de asemenea cheile Bicazului, Lacul Roșu, își poate umple o zi sau două cu astfel de plimbări către aceste obiective turistice. Pentru un concediu liniștit, Valea Tarcăului este locul ideal. Pentru GoNext, Cristina Niță.